unul dintre cele mai fierbinți subiecte ale viacului nostru este vindecările, problema vindecărilor. Toți credincioșii din toate timpurile, creștinii, au crezut că Dumnezeu poate și face vindecări. Uneori se prezintă mult fals că unii creștini ar crede în vindecări și alții n-ar crede în vindecări. Toți creștinii cred că Dumnezeu poate și face vindecări. Dumnezeu a făcut vindecări, face vindecări și va face vindecări. Însă nervul discuției este dacă Dumnezeu face în mod direct vindecări și nimeni altcineva nu poate să facă vindecări, sau dacă Dumnezeu face vindecări și astăzi prin oameni, dându-le autoritate de vindecare sau dar de vindecare. Aceasta este problema adevărată. Nu dacă Dumnezeu face vindecări, nu dacă și astăzi se întâmplă minuni, ci dacă Dumnezeu face minuni în mod direct sau dacă El face minuni prin oameni cărora le dă autoritate sau dar de vindecare. Cred că felul în care trebuie să abordăm problema aceasta este stabilind de la bun început ce hermeneutică aplicăm textului biblic, adică ce reguli de interpretare. Și eu aș propune o regulă de interpretare fundamentală, foarte ușor de înțeles. Sunt două abordări pe care le putem aplica textelor biblice. În primul rând, să ne uităm la faptul că în Sfânta Scriptură, Domnul Iisus și apostolii au făcut vindecări și să tragem concluzia că, deodată ce au făcut vindecări, și noi astăzi trebuie să facem vindecări, pentru că noi suntem urmașii Domnului Iisus Hristos, suntem urmașii apostolilor și dacă ei au făcut vindecări, atunci și noi trebuie să facem vindecări. Asta înseamnă să te uiți la pasajele descriptive sau la narațiunile Sfintelor Scripturi sau la istorie sau istorisirile din Sfânta Scriptură și de acolo să extragem principiul că credincioșii au făcut vindecări. A doua abordare pe care o putem avea este să ne uităm la pasajele didactice, adică pasajele de învățătură, nu pasajele descriptive, nu narațiuni, ci pasajele de învățătură care au fost intenționate să lămurească problema aceasta vindecărilor și să extragem de acolo principiile pe care noi trebuie să le folosim în cazurile de vindecare. Deci acestea sunt două abordări. Te duci la pasaje descriptive sau te duci la pasaje doctrinare didactice. Abordarea pe care eu o susțin este a doua, adică că noi trebuie să ne ducem la pasajele doctrinare care ne vorbesc despre cum a intenționat ca Dumnezeu să facă vindecări ca normă, da, normativ, și de acolo să învățăm ce trebuie să facem, pentru că pasajele doctrinare, tocmai cu scopul ăsta, au fost scrise, ca să ne stabilească niște principii. Dacă ne ducem la pasajele descriptive, putem să cădem în foarte multe erori dintr-un simplu motiv. Sunt anumite lucruri, anumite practici, care au aparținut de perioada în care Domnul Iisus a trăit, care au aparținut de perioada în care apostolii au trăit. A fost o misiune specială pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o, o misiune specială pe care apostolii au avut-o în perioada Bisericii Primare, în perioada în care s-a scris canonul, în perioada în care s-a pus temelia Bisericii, în perioada în care s-a dus pentru prima dată Evanghelia până la marginile Pământului. Aspecte ale lucrărilor care nu pot să se regăsească în nicio altă perioadă din istorie. De aceea este important, repet, să ne ducem la pasajele doctrinare și de acolo să ne extragem învățătura. Dacă acceptăm că regula pe care am prezentat-o mai înainte este una corectă și că ar trebui să abordăm nu pasajele narrative, care sunt foarte multe, ci pasajele doctrinare care au fost scrise cu intenția ca noi să luăm învățătură dintre ele, atunci numărul pasajelor despre vindecare se limitează. Unul dintre principalele pasaje pe care le avem este în cartea Iacov, capitolul 5, și este important că acest text despre vindecare se găsește în Iacov, pentru că Iacov, cei mai mulți cercetători sunt de acord cu lucrul acesta, este una dintre primele epistole scrise, sau dacă nu chiar prima epistolă scrisă în Noul Testament, adică o epistolă care tratează felul în care Dumnezeu a intenționat să vedem problema vindecării chiar de la bun început, chiar din biserica primară. Ne-a fost lăsat modul în care Dumnezeu a vrut pentru toate timpurile să vedem problema aceasta vindecării și să o tratăm. Ce spune Iacov? Iacov spune așa. În versetul 14 spune în felul următor. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii. Vedem că Dumnezeu a intenționat ca problema vindecării să fie tratată pastoral. Dumnezeu n-a intenționat ca un bolnav să caute oameni care au cu adevărat darul de vindecare, care au ungere sau autoritate de vindecare. Dumnezeu n-a intenționat ca el să umble pe la conferințe sau pe la școli de vindecare ca să, până la urma urmii, să-și primească vindecarea, ci Dumnezeu a intenționat ca cei care îl cunosc cel mai bine pe credinciosul acela,
și care sunt puși de Dumnezeu în conducerea bisericii, ei să se ocupe de, de starea lui, da? Deci vindecarea este în primul rând o problemă pastorală. În al doilea rând, observați că nu spune că vindecătorii ar trebui să aibă o misiune specială, ci spune că cel care este bolnav ar trebui să cheme pe prezbiterii bisericii. Da? Trebuie tratată chestiunea asta în interiorul bisericii. Ăsta e al treilea aspect. Nu doar că el trebuie să cheme, că trebuie să cheme pe prezbiterii bisericii, ci că trebuie rezolvată în contextul bisericii. Și cred că aici ne sunt arătate poate cele mai multe derapaje în ce privește problema vindecării. De obicei, oamenii nu cheamă pe prezbiterii bisericii, de obicei oamenii nu ei inițiază lucrul acesta, ei care au problema, da, ci se organizează conferințe sau școli de vindecare sau seri de vindecare și așa mai departe. Textul ne arată că lucrul acesta trebuie tratat în interiorul bisericii. Nu există niciun om care să aibă puteri speciale, daruri speciale, autoritate specială de vindecare mai mult decât alții. Dumnezeu a intenționat ca problema vindecării să se rezolve în interiorul bisericii, în cercul bisericii, da? Să cheme, spune foarte clar aici, pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Observați aspectul, versetul 15, rugăciunea. Accentul textului nu este pe putere sau autoritate sau dar de vindecare. Accentul nu este pe o măsură specială de ungere pe care o are vreun om. Accentul este pe rugăciune. De ce rugăciune? Rugăciunea arată dependența de Dumnezeu. Rugăciunea arată faptul că noi credem că Dumnezeu este singurul care poate vindeca și noi ne adresăm lui Dumnezeu. El este singurul care poate vindeca, nu prezbiterii au putere de vindecare, Dumnezeu are putere de vindecare, prezbiterii se roagă pentru cel bolnav și Dumnezeu, în urma rugăciunii, dă vindecarea. Este interesant că astăzi oamenii au început să vorbească derogator cu privire la această practică a rugăciunii, spunând, domnule, noi nu ne rugăm lui Dumnezeu, că asta ar însemna să-L jignim pe Dumnezeu. El ne-a dat nouă puterea să vindecăm. El ne-a dat nouă autoritatea să vindecăm. Noi nu ne rugăm lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a dat nouă autoritatea să vindecăm. Textul acesta, una dintre primele epistole scrise în Sfânta Scriptură, ne arată că norma asta trebuie să fie. Prezbiterii să se roage. Rugăciunea are putere. Dumnezeu răspunde în urma rugăciunii, nu în urma unei autorități pe care El ne-a dat-o nouă. Versetul 15 continuă și spune, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Deseori se spune că unii oameni nu sunt vindecați pentru că n-au avut destulă credință sau n-au avut suficientă credință sau n-au avut credință deloc. Textul acesta ne arată că dacă prezbiterii trebuie să se roage, ei trebuie să aibă credință. Da? Ei trebuie să aibă credință. Eu nu zic că bolnavul nu trebuie să aibă credință. Dar textul spune că prezbiterii aceștia trebuie să aibă credință. Este normal că ei trebuie să roage cu credință și probabil că Dumnezeu i-a ales să fie în funcția aceea de prezbiteri, tocmai pentru că sunt niște oameni speciali, sunt niște oameni ai credință, sunt niște oameni maturi spiritual. De aceea Dumnezeu le-a dat darul ca să conducă adunarea. Da? Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. În textul ăsta ni se arată că există o legătură între unele boli și păcate, spunând apoi mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. De multe ori oamenii au căutat vindecare pe scurtătură. De ce să se ducă el la prezbiterii bisericii? El vrea să fie niște oameni speciali. De ce să se ocupe el cu problema lui în biserică? Mai bine să nu știe nimeni de situația lui. Să duce într-un loc în care nimeni nu știe nimic de el. Să-și pună cineva mâinile peste el care nu-l cunoaște, nu știe nimic despre viața lui. De ce să meargă spre mărturisirea păcatelor și să trebuiască să deconspire anumite stări sau anumite lucruri păcătoase care sunt în viața lui? Oamenii caută scurtături. Dar mandatul biblic, doctrina biblică este foarte clară aici. Da? Este foarte clară. Trebuie să fie prezbiterii bisericii, trebuie să fie în cercul ăsta foarte restrâns al bisericii. Dacă sunt păcate, trebuie să existe mărturisirea păcatelor și oamenii fug de lucrul acesta. Dacă e necesară pocăința, trebuie să existe pocăință. Și atunci când ai îndeplinit toate condițiile astea, care nu sunt greu de îndeplinit pentru cel credincios, dacă boala aceea este datorată păcatului, dacă Dumnezeu vrea să dea vindecare, vindecarea se va întâmpla 100%. Se va întâmpla 100%. Dacă este un caz excepțional și Dumnezeu vrea ca omul acela să poarte boala aceea din niște motive știute de Dumnezeu, pe care Dumnezeu cred că le va descoperi omului respectiv, atunci acceptăm voia lui Dumnezeu așa cum este ea. Dar mandatul biblic, doctrina biblică este explicată suficient de clar
în pasajul acesta din Iacov. Deci, deși avem textul prescriptiv care spune să ne rugăm pentru frații noștri, pentru vindecarea lor și ei să fie prioritatea noastră, este adevărat, oamenii sunt totuși la narațiuni și spun, uite, Domnul Iisus Hristos și apostolii, alte texte din Biblie, narrative, da, nu prescriptive, narrative, descriptive, ne arată că s-au rugat și au făcut lucrarea asta de vindecare pentru necredincioși. Un aspect foarte important de observat este că ei au făcut lucrul ăsta în majoritatea ocazilor în context de evangelizare. Deci scopul a fost ca Evanghelia să ajungă la oamenii aceștia. Într-un fel, vindecările sau minunile, nu doar vindecările, miracolele, în miracole acestea fiind implicate și exorcizările și vindecările și așa mai departe, miracolele acestea au avut scopul de a atesta persoana care aducea mesajul, cât și mesajul respectiv. Fiind un moment cu totul special în vremea respectivă, când creștinismul se rupea de iudaism și când creștinismul trebuia să facă față culturii păgâne și religiilor păgâne din vremea respectivă, creștinismul a fost atestat și a fost, Dumnezeu a îngăduit și a hotărât lucrul acesta, a fost atestat prin miracole, prin vindecări. Mesajul și mesagerul era atestat de lucrările acestea miraculoase. Și întrebarea care se pune este dacă astăzi n-ar trebui să fie la fel. În contextul evangelizărilor, oamenii să fie vindecați ca să le fie mai ușor să creadă. Cred că lucrul acesta sau dorința aceasta de a avea o replică a perioadei în care a trăit Domnul Iisus Hristos și apostolii, dorința aceasta nu este biblică, da? Nu poate fi atestată doctrinar biblic, din următorul motiv. Domnul Iisus Hristos a fost o persoană unică în istoria omenirii, motivul pentru care El a făcut miracole și vindecări este pentru că El era Dumnezeu întrupat și El se atesta pe sine și puterea Lui și atributele Lui dumnezești prin lucrările astea de vindecare. El a fost Mesia. Nimeni nu poate să spună, pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, a făcut vindecări și eu trebuie să fac vindecări. Pentru că există o diferență fundamentală între noi și Domnul Iisus Hristos. De asemenea, apostolii au fost într-o perioadă unică în istoria omenirii, când ei au participat la înființarea bisericii, la punerea temeliilor bisericii. Ei au avut un mandat special de a duce pentru prima oară Evanghelia pe pământ, până la marginile pământului, ceea ce și-au făcut prin puterea Duhului Sfânt. Noi nu suntem în situația aceea, nu avem mandatul acela și nu vedem nici, în niciun pasaj doctrinar că Dumnezeu ne-ar cere să reluăm, să repetăm lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos sau apostolii. Pe scurt, asta este argumentul pentru, nu pentru încetarea minunilor sau vindecărilor, ci pentru încetarea darului și autorității de vindecare care a aparținut într-un mod excepțional, special, unic de persoana Domnului Iisus Hristos și a apostolilor. A fost o perioadă unică în care s-a pus temelia bisericii, a fost o perioadă unică în care s-a dus pentru prima dată Evanghelia la toate neamurile, a fost o perioadă unică în care s-a scris canonul Noului Testament și în timp ce se scria canonul Noului Testament, mesajul care era predicat, încă nu scris, mesajul care era predicat era autentificat de Dumnezeu prin lucrări miraculoase. Sunt câteva texte și argumente care se aduc în sprijinul ideii de continuitate a darului și a autorității de vindecare. Deci nu discutăm despre continuitatea vindecărilor pe care le face Dumnezeu. Cu lucrul acesta suntem clar. Și unul dintre textele aduse în discuție cel mai des este Ioan capitolul 14, unde spune: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Am putea testa pasajul acesta pentru cei care spun că el argumentează pentru continuitatea darului de vindecare, practic, căutând oameni care la propriu fac vindecări mai mari decât Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos n-a trebuit niciodată să cheme oamenii să fie convinși că El a făcut miracolul. Lucrul acesta era clar chiar pentru cei mai îndârjiți dușmanii Lui. Astăzi, miracolele astea foarte mari pe care le vedem nu pot fi atestate. Nu pot fi atestate. În momentul când vorbim, de exemplu, despre vindecări care au de-a face cu anumite deranjuri lăuntrice ale trupurilor noastre, astea sunt lucruri care nu pot fi chiar așa de ușor de autentificat. Însă lucrări pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut au fost evidente, clare, în lumina tuturor oamenilor, da? În fața mormântului au chemat un om mort de 4 zile, a chemat un om mort de 4 zile din mormânt. A fost un lucru evident pentru toată lumea, de asta au vrut și să-l omoare. Astăzi lucrurile astea nu se fac așa. Deci primul argument pe care l-aș aduce atunci când pasajul este interpretat în felul acesta este să vedem practic la cei care spun că au autoritatea asta Domnului Iisus Hristos, unde sunt vindecările astea? Mai mari decât ale Domnului Iisus Hristos, da?
Al doilea lucru spune cine crede în mine. Dacă cei care continuă să argumenteze spun, domnule, nu există credință astăzi. Ok, nu există la sutele de milioane de oameni care cred în lucrurile astea, nu există nici măcar la câțiva această credință pe care o cere Domnul Iisus Hristos ca să facă lucrări mai mari decât ale Domnului Iisus Hristos. Dar în context, pasajul înseamnă următorul lucru. Vă citesc versetul 10. Zice Domnul Iisus așa, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, deci Domnul vorbește despre cuvintele lui, zice, cuvintele nu sunt de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări. Te-ai fi așteptat să spun următorul lucru, Domnul Iisus. Cuvinte pe care le spun eu nu sunt de la mine, ci Tatăl spune aceste cuvinte. Dar Domnul nu spune. Domnul zice, cuvintele nu sunt de la mine, ci Tatăl face lucrările. Deci Domnul Iisus face o paralelă între cuvintele Lui, care sunt de la Tatăl, și lucrările Lui, care sunt de la Tatăl. Asta înseamnă că lucrarea cea mai mare despre care Domnul Iisus Hristos vorbește în context este lucrarea cuvântului. Lucrarea cuvântului. Bun, mergem la versetul 12. Cine crede în mine va face și el lucrări pe care le fac eu, bancă va face altele și mai mari. Lucrarea care s-a făcut pentru prima dată când a început misiunea apostolilor, mai mare decât a Domnului Iisus Hristos, a fost lucrarea de evangelizare. Când într-o singură zi s-au pocăit 3.000 de oameni la predica lui Petru, în următoarea evangelizare s-au pocăit 2.000 de oameni. Niciodată în lucrarea Domnului Iisus Hristos nu s-a întâmplat lucrul acesta. Au fost oameni, după perioada apostolilor, care prin lucrarea lor de evangelizare au făcut lucrări mai mari, nu decât ale Domnului Iisus Hristos, decât ale apostolilor. Asta este cel mai mare miracol, ca omul să fie împăcat cu Dumnezeu, să aibă iertate păcatele și să fie mântuit. Și într-adevăr, această minune sau acest miracol este mai mare decât al Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus în lucrarea sa pământească niciodată n-a avut succesul pe care l-au avut apostoli și pe care l-au avut alți oameni după apostoli în lucrarea de evangelizare. În lucrarea de evangelizare. Ioan 14, 15, care vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt, nu pune accentul pe lucrările de vindecare, ci pe lucrările de evangelizare prin care oamenii s-au întors la Dumnezeu. Noi avem de asemenea citat foarte des Evrei capitolul 13 cu versetul 8, Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Dacă citești contextul, pasajul respectiv, nu este niciun fel de discuție despre vindecare. Dar faptul că Dumnezeu, persoana lui Dumnezeu rămâne neschimbată în cursul istoriei, nu spune nimic despre faptul că Dumnezeu în planul lui are diferite etape în care lucrează cum vrea El. Noi nu vorbim despre faptul că Dumnezeu nu poate și-a să dea dar de vindecare, ci vorbim despre faptul că Dumnezeu în planul lui a hotărât să facă vindecări diferit în diferite perioade ale istoriei. Deci nu discutăm despre persoana lui Dumnezeu, ci despre planul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu are etape în care lucrează diferit. De asemenea, se mai aduce în discuție Marcu, capitolul 16, unde spune cei care vor crede în mine vor lua în șerpi, vorbea ceva de moarte, nu vor fi vătămați și așa mai departe. Este recunoscut, lucrul ăsta este demerat pentru multe persoane, este recunoscut că pasajul acela nu se găsește în cele mai vechi și cele mai credibile manuscrise ale Sfintelor Scripturi și dacă vi se pare asta o afirmație gravă pe care o fac, chiar în Biblia Cornelescu aveți pus textul din Marcu, capitolul 16, în paranteze. Da? Deci chiar Cornelescu a pus textul acesta în paranteze la versetul 9 până la versetul 20. Oricum, și dacă ai spune că textul ăsta este canonic, care nu se mai găsește în alte evanghelii, cu siguranță Domnul Iisus vorbește ucenicilor atunci când ne spune duceți-vă în toată lumea și propăduiți Evanghelia și iată care sunt semnele care vor însoți pe cei care vor crede. Care vor crede în ce? În misiunea pe care Domnul le-a dat-o și pe care le-a spus să o facă. Și în numele Lui vor scoate dragi, vor vorbi în noi ceea ce s-a și întâmplat. Vor lua în mâini șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Ceea ce s-a și întâmplat în misiunea pe care Dumnezeu a dat-o într-un mod cu totul special apostolilor săi. Sunt unele persoane care spun că îl urmează pe Iisus și pe apostol și vor să facă ce a făcut Domnul Iisus și ce au făcut apostolii. E clar, chiar și persoanele astea trebuie să fie de acord că trebuie să facă o distinție între lucrarea Domnului Iisus și lucrarea noastră. De exemplu, Domnul Iisus a făcut ispășire pentru păcate. O, imediat cineva va spune, da, în privința asta suntem de acord. Da, dar când ai fost de acord cu mine în privința asta, deja ai introdus o excepție, da? Sau ai introdus o discontinuitate foarte clară, foarte importantă între ce a făcut Domnul Iisus Hristos și ce facem noi. De exemplu, în privința vindecărilor. Domnul Iisus a trebuit să-și autentifice și autentifica și confirma dumnezeirea Lui
public prin lucrările pe care le-a făcut. Iar cineva va spune, da, noi nu suntem Dumnezei, noi nu suntem Fiul lui Dumnezeu, într-adevăr. Noi nu facem vindecări ca să ne autentificăm persoana noastră, că noi nu suntem Dumnezeu, nu suntem Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dar din nou a introdus a doua discontinuitate între lucrarea Domnului Iisus Hristos și lucrarea noastră. Și întrebarea este dacă nu sunt mai multe discontinuități sau dacă nu sunt mai multe aspecte ale acestei discontinuități între ce a făcut Domnul Iisus Hristos și ce trebuie noi să facem. Da? De exemplu, pe apostoli. Spunem din nou, vrem să facem ce au făcut apostolii. Eu sunt de acord, dar într-o anumită măsură putem să facem. Ei, de exemplu, au scris canonul Sfintelor Scripturii. Putem noi să facem lucrul ăsta? Evident că nu. Ei, de exemplu, au pus pentru prima dată temelie bisericii în sensul că au dus Evanghelia la toate neamurile. Putem noi să facem lucrul ăsta? Nu, că s-a făcut deja o dată. Ei, de exemplu, au participat la înființarea bisericii, în momentul în care a coborât Duhul Sfânt și a produs, a născut biserica. Putem noi să facem lucrul ăsta? Nu. Apostolul Pavel spune, eu am pus temelia bisericii care este Hristos, ce se face acum este doar zidire pe deasupra. Putem noi să facem lucrul ăsta? Evident că nu, nu există nimeni care să spună că mai are misiunea asta apostolică. Deci cei care cred în continuitatea darurilor miraculoase nu sunt consecvenți cu propria lor teologie, pentru că ei înșiși recunosc și trebuie să recunoască dacă este să fie biblice, că există niște lucrări extraordinar de importante care s-au făcut doar în perioada apostolilor. Ei au participat la nașterea bisericii, ei au pus temelia bisericii, ei au pus temelia doctrinară a bisericii, adică canonul Sfintelor Scripturi, ei au avut misiunea aceasta care au fost autentificată de miracole și semne, o lucrare pe care noi nu o mai putem repeta, și vreau să spun deschis lucrul ăsta, este la propriu o erezie să credem că noi putem repeta anumite aspecte ale lucrării apostolilor, decât dacă la propriu vrem să înființăm altă biserică care nu este biserica Domnului Iisus Hristos. Temelia a fost pusă, mesajul doctrinar a fost stabilit prin canon, Dumnezeu a autentificat prin ei ceea ce au făcut și lucrul ăsta este irepetabil. Cel puțin cu lucrul ăsta trebuie să fim de acord, și dacă suntem de acord, deja suntem de acord cu faptul că anumite aspecte ale lucrării Domnului Iisus Hristos și ale apostolilor, anumite aspecte fundamentale, au încetat. Într-o oarecare măsură, toți suntem cesaționiști. Într-o oarecare măsură, toți suntem de acord că există o încetare a anumitor lucrări, oficii, anumitor semne pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru perioada respectivă. În concluzie, sunt pasaje narrative, sunt pasaje doctrinare. Noi ne-am dus la pasajul doctrinar din Iacov. Unul dintre principalele pasaje, chiar dintre puține pasaje doctrinare despre vindecare. Se vor duce unii la 1 Corinteni, unde este un pasaj doctrinar care vorbește despre daruri, dar țineți cont din nou că este un pasaj doctrinar care vorbește în contextul bisericii primare, moment în care, sau perioadă în care erau active darurile acestea. Da? Iar despre pasajele narrative, concluzionez următorul fapt. Domnul Iisus Hristos și apostolii au avut o misiune specială, un mandat special, pe care noi astăzi nu îl avem, și acesta este motivul pentru care Dumnezeu a hotărât ca misiunea lor, ca mesajul lor, ca persoanele lor, oficiile lor speciale să fie autentificate, confirmate, vizibil înaintea oamenilor prin miracolele și semnele pe care ei le-au făcut. Lucru care pentru noi astăzi nu mai este valabil. Nu trebuie să fim descurajați, Dumnezeu face vindecări și astăzi, Dumnezeu este puternic, Dumnezeu lucrează și astăzi, îl vedem pe el la lucru, însă chemarea este ca să ne aplecăm asupra Scripturii, chemarea noastră este să ne supunem dorinței lui Dumnezeu de a căuta vindecarea în termenii lui Dumnezeu și în cadrul stabilit de Dumnezeu, în cadrul bisericii, sub autoritatea păstorilor sau prezbiterilor noștri, în cadrul comunității credincioșilor în care Dumnezeu ne-a lăsat, într-o atitudine de smerenie, de supunere față de Dumnezeu, într-o atitudine de pocăință, de mărturisirea păcatelor, de credință în promisiunile lui Dumnezeu. Este normal să așteptăm vindecarea, să căutăm vindecarea, să cerem de la Dumnezeu vindecarea, dar în cadrul acesta stabilit de Dumnezeu. Și dacă respectăm condițiile pe care Dumnezeu le-a stabilit, dacă ne punem în cadrul acesta și funcționăm în cadrul acesta, cu siguranță putem să vedem și astăzi, și vedem și astăzi, lucrări extraordinare pe care Dumnezeu le face în viața noastră. Unii se întreabă atunci care este rolul bolilor. Care este rolul bolilor? Dacă Dumnezeu hotărăște ca să rămân cu o anumită boală. Și unii se îndoiesc de faptul că Dumnezeu ar putea să lucreze prin boli. Dumnezeu poate să lucreze prin boli, nu prin ele însele, ci atunci când o boală este în viața mea,
Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mă cercetează în contextul acesta al bolii, mă cercetează și mi-arată o anumită problemă din viața mea, o anumită slăbiciune din viața mea. Și nimeni nu-L poate limita pe Dumnezeu și să-I spună lui Dumnezeu, nu, Dumnezeu nu poate lucra prin boli, pentru că boala este un lucru cu totul dezastros. Da, boala este o tragedie, este o consecință a păcatului, dar și acest lucru, pe lângă toate celelalte, poate să lucreze spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Boala nu ia locul Duhului Sfânt, dar boala poate să creeze un context de care Dumnezeu să se folosească, așa încât prin cuvânt, prin Duhul Sfânt, prin anumiți oameni, prin slujitori, prin comunitate, prin biserică, Dumnezeu să-mi vorbească și să lucreze caracterul Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt în viața mea. Alții zic că Biblia afirmă și atestă că Domnul Iisus Hristos a purtat toate bolile noastre la cruce. Într-adevăr, am putea spune că Domnul Iisus Hristos a murit nu doar pentru păcatele noastre, ci și pentru trupurile noastre, pentru că Biblia vorbește despre o răscumpărare a trupului nostru. Însă răscumpărarea trupului nostru este în viitor, nu în prezent. Dumnezeu face vindecări și astăzi, dar dacă spui că Iisus a murit pentru păcate, pentru toate păcatele noastre și pentru toate bolile noastre, atunci ar trebui, la fel cum te aștepți ca să fii vindecat de plin acum, să te aștepți ca să fii eliberat de toate păcatele acum, ceea ce nu vedem în viața niciunui om. Eliberarea noastră de păcat s-a făcut la cruce în mod desăvârșit, dar este aplicată progresiv. Noi nu scăpăm de toate păcatele decât când trecem dincolo în veșnicie. În același mod, da, o paralelă perfectă, noi nu scăpăm de toate bolile noastre decât când vom trece în veșnicie. Răscumpărarea trupurilor și sufletelor noastre este făcută total la crucea de la Golgota, de plin, mântuirea este câștigată de plin și trupește și sufletește, dar ea este aplicată progresiv. Eliberarea de păcat și eliberarea de boli este aplicată progresiv. Și până la urma urmei, toți dintre noi vom muri din cauza unei boli. Vei muri din cauza unei boli. Fie că mori la bătrânețe sau mori în tinerețe, tot din cauza unei boli vei muri. Din nicio altă privință. Creația în care noi trăim este o creație afectată de păcat, care este îmbibată într-un fel de consecințele păcatului și noi vom continua să fim și noi afectați împreună cu toată creația de consecințele păcatului, iar una dintre consecințele principale a păcatului este stricăciunea care atinge tot ce este de natură fizică.